Da, dragilor, bine ați venit la nunta anului, pentru că suntem la cea mai frumoasă nuntă, cu cea mai frumoasă locație, nunta lui Brigitte cu pastramă. Suntem aici în București. O să vă arăt așa o secundă, două, trei, pentru că nu am voie să fac live, pentru că mă omoară cei de la ProTV. Am făcut asta doar așa pentru voi, pentru că sunteți mereu alături de mine și fanii mei preferați. Sunt chiar aici, în spatele meu. O să vă arăt așa cam cum e pe aici prin sală. Vreau să merg la fermierii mei splendid, pe care nu-i mai găsesc. Unde sunt, mă, fermierii? Care-i masa 18? Care-i masa 18? Unde-i masa 18? Scuze-mă. 18. Unde sunt, mă, ăștia, mă, fermierii mei frumoși? Uite, suntem aici la nunta. Uitați-o pe Ioana, cea mai frumoasă fermieră din România. M-am tuns. Te-ai tuns? De ce te-ai tuns, Ioana? Pentru că știi cum e aia, când îți tai părul, înseamnă că închei un capitol și începe altceva. Da, măi, dar e ceva aici. Iar o face la aia. Camara asta mă enervează, jur, îmi bat picioarele. Dar și acum... Te enervează? Moro, cum e aia, cu stânga-dreapta? Care e fatala? Cu ce ai dat prima oară lui Camara Moro? Camara, cu ce ai dat prima oară lui Camara? Cu stânga sau cu dreapta? Ești prieten acum. Cum? De ce? Ia. Eu acum trebuie să bag telefonul Ioanei în priză. Da? Așa, ți-l bag, Ioana. Ți-l bag, deci, să zic ceva. Deci, prima oară cu ce ai dat? Cu dreapta sau cu stânga? Nu, mă, dar cum se dau, mă, lui fratele meu? Acum nu, e... da, mă, da, bă, a venit el la mine la meci, ești nebun. Da, păi, cum, tu ai fost? Eu n-am fost. Da, eu am fost acolo lângă ring, am trăit cu el, ești nebun. Am avut o arvună. Am avut o arvună. Nada. Da, haide, vino Ioana cu mine. O, bilionera! Mamă, ce frumoasă e! Costa buena! Ca din curs scoasă! Ca din curs! Bă! Să cănim, că... Uite-le, mă, pe amândoi! Haide, balans! Mai văzut o emisiune? Eu aș dori o înghețată vreau. Degeaba, vreau să ne... Da, a fost cea mai tare fază. Cea mai tare demonstrație. Da. Demonstrație? Nouă ne plac demonstrațiile. Cum îți place înghețata? Linsă sau nelinsă? Asta e întrebarea. Asta n-au băut nimic, dar sunt sigur pe ceva. Ați fost la nevărzit, fetelor? Nu. Nu? Dar bem aici, recuperăm la nuta. Am îmbătrânit, m-am măritat. Ok, tu ai fost? Te-ai logodit? Oh my God! Uite, și Camara s-a logodit. Da, de mai multe ori. Câte inele are Camara? De mai multe ori. Tu n-ai, Ioana, ești disponibilă? Nu sunt disponibilă, dar încă nu am. Aștepți, trebuie să-ți dea omul. Deci trebuie, atenție, domnul care umbli cu Ioana. Așa, dar tu ai fost la nevărsie, ai fost? Seara asta prin buchet, băi, gata, nu mai stai la buchet. Nu, că deja gata, da, deci spuneți-ne, votați cine e mai frumos îmbrăcată, Ioana sau bilionera. Ba, eu sunt domnișoara de onoare, e rochia de... care... Da, da, e frumoasă. Fost, da. Da, deci vreau să vorbiți pentru fani. Că să vorbim. Da, fața. Hai să mergem la Brigitte și la pastramă. Hai un pic la Brigitte și la pastramă. Că nu cred că... Hai, măi, logodit-o. Deci te-a cerut? Da. Când te-a cerut? De ziua mea? De ziua ta? Da. Habubu, ai fost fericită? Habubu a zis pasta nu mai trimi la alte emisiuni, că asta fuge. Se mărită cu altul și te-a cerut repede, nu? Da. După 8 luni. După deci, 8 luni? După 3 luni fermă, adică 5 luni. După 5 luni, mamă, ce frumos. Și așa, ai stabilit data anunții? La anul? Foarte obscură data. Vreți cine? Ioana? Da, nu, tot Ioana o să fie domnișoară de onoare și la normal. Tine? Eu sper să mă căsătoresc și eu până atâta, măcar e-mailul să-l am. Te rog frumos! Măcar atâta, speranța, da, măcar voară. Merg la Brigitte și la pastramă, pentru că ei sunt cei mai importanți în această... Hai să întoarcem camera, mă. Cum se întoarce, mă, asta? Băi, ești nebun. Așa. Asta e sneak picture. Stai așa, că n-am voie să filmez. Iată că se dau interviuri. Bilionera, i-auzi că e cea mai frumoasă, cică. Stai că eu filmez pe ascuns. Vino bilionera, încoace. Vino încoace, că n-am voie să filmez. Ți-e poftă? Spuneți, ia scrieți într-un comentariu cum este mireasa, dacă este frumoasă sau nu. La pastramă mă refer.
Da, e frumoasă fac. Mai frumoșilor, vreau să ne bucurăm în seara asta alături de acești minunați oameni, de Brigitte și de Pastramă. Lumea a crezut că este Caterinca această relație, lumea a crezut că ei nu o să se căsătorească. Ce faci, mă? Ce? Și iată că cei doi chiar se iubesc și chiar se comportă din ce în ce mai frumos. Iată, în background au început să vină invitații, au început să vină pe ce am apăsat, că nu știu, să mor eu. Așa. Telefonul meu e varză. Da, așa că bine ați venit la această nuntă splendidă. Avem muzică de fundal, muzică frumoasă. Pe normal, frumos. Iată-i pe cei doi îndrăgostiți. Am un telefon, vai de steaua lui. Deci telefonului meu i s-au stricat pixelii. Și face tot felul, apasă pe tot felul de chestii. Deci dacă se închide sau dacă se întâmplă ceva, să știți că e de la telefonul meu. Varză. Da, ăștia suntem noi, aceiași din fermă, pentru voi, dragii noștri. Vă pup. Asta mănâncă în continuu, bă băiatule, ai venit să faci pagubă la nuntă. Dai seama, în primă care nu mai las, nu se știe niciodată. Da. Vă pup și vă iubesc. Iată că... Mi-e dor de tine, George. Nu sunt eu nașu, mă, ce aveți? Da. Cam atât de la nunta... anului, nunta secolului, nunta deceniului. Este cea mai frumoasă nuntă, cea mai frumoasă locație. Vă jur, locația asta e bestială. Otniela trebuie să apară. Gata. Atât am avut pentru voi astăzi. Mulțumesc că ați stat aici pe YouTube cu mine. Nu știu dacă am făcut bine sau dacă n-am făcut bine acest live. Cert este că am vrut să împărtășesc cu voi un pic din experiența asta. O ținută All Black. Sunt cu frații mei din fermă. Mă așez aici lângă Morușanu. Bă, dar n-ai terminat, mă? Vă pupă, fratele. Numai acum, 7 minute. La 8 minute închid. 3, 2, 1.